FC Municipal Târgu Mureș a pierdut meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a 31-a a Ligii I la fotbal, scor 1-2, susținută de 8.000 de oameni îmbrăcați în tricouri albe cu un mesaj de încurajare. Formația nu a reușit să câștige partida care putea să fie decisivă în îndeplinirea obiectivului. În minutul 23, Hamza a înscris din unghi din interiorul careului cu un șut la colțul lung. În minutul 39, la a doua ocazie a celor din Ploiești, Oprița îl angajează pe Mustivar în careu, iar lobul acestuia îl depășește pe Albuț. În repriza secundă, în minutul 73, Astafei insistă, agață mingea, dar este faultat de un apărător advers. Lovitura de la 11 metri este executată de Ilieș. Portarul respinge în față, iar Sergiu Buș înscrie. Rezultat final, FC Municipal Petrolul 1-2, iar salvarea depinde acum de ultimele 3 partide, dar și de jocul rezultatelor. Se pare că înfrângerea nu a picat bine, iar conducerea clubului Târgu Mureșan a luat decizia de a renunța la 6 jucători. Potrivit site-ului sportulmureșan.ro, aceștia sunt Florin Dan, Robert Ilieș, Ciprian Vasilache, Sorin Ghionea, Sergiu Homei și Adrian Ienci.